Salutare tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi o să prezentăm un server non-premium, de spun așa, din Star, care este non-premium, ca să auziți toată lumea, să nu puneți pauză după 10 secunde ce dacă e premium sau nu. Este server non-premium, după cum v-am spus, ce rulează pe de la versiunile 1.8 până la 1.13, iar versiunea e... depinde doar de voi pe care vreți să o alegeți să intrați. Eu sunt pe 1.8.9 și o să găsiți de asemenea în descriere și IP-ul, v-am spus Mc.PixelStack.Net. O să aveți în descriere, în prima chestie acum în descriere IP-ul serverului care este non-premium. Și o să începem din lobby cu o chestie super interesantă. Voi, dacă dați vote pe server, aveți aici un prim link care vă duce, adică singurul link de aici, care vă duce pe un site. Voi trebuie să vă puneți numele și dați vote acolo și o să primiți două cheițe de-astea. Eu am luat 8 ca să, nu știu, mi-a dat 8 ca să vă prezint așa în mare parte. Și după ce ați luat aceste cheițe, voi veniți aici și deschideți nebunile astea. Chestiile astea o să vă dea vouă niște credite. Și creditele astea le puteți folosi pe diverse moduri de joc să vă cumpărați anumite iteme, adică să faceți bani. Creditele astea le transformați în bani în joc. Ca să mă înțelegeți voi pe mine, uite, eu am până acum am... Uite, dacă aș fi votat, aș fi avut 20 de credite în total, pentru că două cheițe pe zi primiți. Deci odată pe zi puteți să votați, primiți două cheițe și le folosiți aici. Îmi place deschidea asta, că e așa cu suspans, cu nebunii. Și încă o chestie foarte interesantă, cu aceste credite, de fapt, cu aceste credite... da, asta v-am spus, puteți să vă faci așa, puteți primi bani în joc, vă puteți modifica numele, gen culoarea numelui. Dar vreți să aveți culoarea numelui albastru, roșu, portocaliu, mă rog, depinde doar de voi cu ce vreți, puteți să vi-l modificați. Pentru detalii puteți să-l contactați onori, veți găsi în descriere cel mai probabil și un Discord al serverului unde puteți întreba mai multe chestii în legătură cu nelămuriri. Și încă o chestie, și asta e cea mai interesantă chestie, de fiecare dată când votezi ai acces la fly 8 ore. Deci 8 ore, deci gândiți-vă, 8 ore pe zi să ai acces la fly doar din faptul că dai /vote, mi se pare genial, nici nu cred că vă jucați voi 8 ore pe un server Minecraft. Deci cam toată ziua cât v-ați jucat voi, nu știu cât vă jucați, aveți acces la fly, ceea ce e super. No, bun, hai să mergem și noi să selectăm primul mod de joc, acesta fiind Skyblock, să vedem ce găsim pe aici. Bun venit pe Skyblock, nu știu ce, am mâncat de bani, acces mi-am deci acces mi așa, echipa ne urează un anul fericit. Dacă găsiți probleme, ești rugat, uite, să le raportez, au și forum băieții și sunt reduceri de 50% dacă sunteți interesați de grade. Foarte frumos. Hai să vedem ce avem aici. Ia uite bă, aici bar, băutură, nebunii de-astea. Uite, Premium Shop, ai 30 de credite. Cu 30 de credite, uite, setează timpul, vremea, colorează numele cu verde, culoare galben, albastru, roz, acces la astea. Deci ai acces... Mamă, deci dacă faci 4000 de credite, ai acces la kit ultra. Wow, wow, wow. Astea... $1.000.000 până faci tu 500 ca credite durează. Dar uite, la credite puține poți să schimbi numele și eu am făcut 30 de credite. O să mai intru o dată în... Acesta este lista de lucrare, puteți avansa și listă nice! Puteți faceți rank up. Deci dacă aveți bani, uite, la 500.000 dați... Cred că asta e default? Nu, nu e default. Dați rank up la primul, al doilea, al treilea, al patrulea și cred că beneficiați de niște kituri. Vreau să văd o chestie. Ce kit era aici la ăsta? Vreau să verific să văd kitul ăla. Ce are? Kit ultra. Kit ultra, dacă am acces ultra. Cum mă? Ultra. Așa. Deci ăsta este kitul pe care vi-l puteți cumpăra cu acele credite dacă le faceți. Zic eu că niște iteme chiar foarte OP, gen nu trebuie să faci nimic să votezi în fiecare zi acolo. Ok, bar și hai să vedem ce mai găsim pe aici, Island Top. Hai să dăm și noi un ism, să ne creăm o insulă clasică, custom, donator, hero, mamă, deci fiecare, deci donatorii au insulă separată. Ok, să vedem insula custom, la care are acces toată lumea. Ok, un design frumos, gen nu e chiar așa default, destul de măricică insula. Din putem vedea o chestie aici de o căsuță, un turnulește. Și Skyblock-ul, cred că avem să de shop. Acest shop nu există. Păi și cum? Warp. Trăiți, ar magazin, creator, head shop. O să mergem la cele care mi se par cele mai interesante. Ok, deci despre mine instituția voastră, vi-o dezvoltați, nebunii și aveți acces la fly, gen ați votat, aveți acces la fly, chiar dacă eu am administrator aici, mi-a dat să prezint pentru mai multe lucruri, voi aveți acces la fly, 8 ore pentru că ați dat vote și o să vă fie mult mai ușor să vă faceți insula. Hai să mergem la niște warp-uri, am văzut aici warp back pe care mi s-a părut interesant. Depozitați de item într-un inventar și vă apăsați click dreapta pe NPC. Just done. Și pot să le pun aici gen, da, slash backpack. Nice! Avem un just done el. Headshop. Dar nu știu de ce nu merge. Bă, mergi! Asta a fi stricat. Uite, crunch ăsta. Bă, eu nu înțeleg. Oare din lateral merge? Asta nu înțeleg de ce. Asta merge doar din lateral. Ba, nu merge două runde numai din față, nu. Asta nu înțeleg de ce. O fi stricat, săracu. Ok, hai să mai vedem altceva atunci. Headshop. Dar status activ. Cooldown 3 secunde. Lume or. Ia stai, mă. Nu merge nebunul, nu știu de ce. Mi s-o fi stricat miercile de dreapta. Uite, asta merge. Top 10 Islands. Uite, vedeți? Warp. Să ne ce mai avem. Vreau să văd warp magazin pentru că e important asta. Spawnere. Bă, da, costă ceva astea. Da, nici foarte ieftin nu putea să le pună, că după le avea toată lumea minereuri. Ok, fiecare se vând, se cumpără. Preț de vânzare, preț de cumpărare, mă rog, tot, cam tot ce vreți voi găsiți aici. Și asta e, sunt gen chestii pe care playerii le pot. Asta e un votit? Ah, da, că am votat, nu? Stai. Click dreapta pe chestul de... Click dreapta pe chestul de vot pentru a primi itemele. Warp vote. Trebuie să fie un warp vote sau ceva genul ăsta, nu? Crate. Hai să crate. Drop party crate, donor crate, vote crate. Ia. Și uite, dar cu silița asta dați click dreapta pe chestul ăsta la vote crate și primiți diferite iteme. Uite, am primit o sabie de diamond. Bă, bună pentru început, sincer, dacă aș fi avut titlul ăsta, o sabie de diamond chiar era bună. Așa, am uitat să vă spun o chestie. Astăzi, când vedeți voi episodul pe seară, o să facă un mega event din câte am înțeles, deci cu grade... iteme și o grămadă de nebunii, deci puteți face zoro chiar de un grad așa repede dacă intrați mai pe seară pe server, dar puteți să jucați chiar și în restul zilei, neapărat doar pentru acest event, mă rog, arce e un enchant, nebunii. Detalii, detalii. Hai să intrăm mai departe. Survival, aici vă că momentan se joacă cel mai mulți playeri. Faza e că serverul la început s-a deschis curând, gen s-a muncit foarte mult la el și acum recent s-a și deschis, deci nu e deschis de 7000 de ani și de-abia acum... Și are foarte puțin player, nu, motivul pentru care are foarte puțin player este că s-a deschis recent. Uite, și aici am, deci pe toate astea primesc nebunii de-astea. Drop party crate, asta ce-mi dă? Să văd dacă am notat aici, îmi trebuie să urăm tând. Mama, mi s-a stricat și căștile acum, ești nebun? Ia uite, gold am rot, cât gold am primit? Stai, ce-am primit? Că nu-mi dau seama. Chiar nu-mi dau seama, bani oare? Chiar n-am fost atent, n-ați prins din creier, mă rog. Hai să vedem și vot crate, acum am văzut și inventarul. Dar nu s-au de aici tântărântărântărântărânt, cum îmi plăcea mie. Deja dogoritoare. Uite-mă, blaze rod aici. Și mai dăm o dată aici să deschidem, băgam ea și votul. Hai, dai băgam ea și. Ceva bun, please. Rafturi cu card, burșelfuri. Perfect, pot să-mi fac enchantable acum pe Survival, ești nebun. Păi și spun, îmi place așa mult, cred, cu Crăciun, o să le zic și a trecut. Dar oricum, astea se țin toată iarna, pentru că, na, e iarnă totuși, nu, iarna nu înseamnă doar Crăciun și anul nou și astea. Ok, la fel cu rankuri, putem da ranka, păi zic, warp-uri găsim repede, bănuiesc spre mare parte ca pe Creative, Jobs, Crates, Enchants, Ranka, PRTP, Warp Shop, struncuri originale, cred că tot la fel o să găsim o grămadă de chestii în shop, warp. Păcănele, stai să văd dacă sunt alea clauziile pe care le știu eu, mamă, astea. Bă, ești nebun? 1000 de dolari unde ăsta, câștigi și eu măcar ceva sau sal? Băgam o păcăne aici. Am câștigat experiența vieții. Alte warp-uri, jobs, mai este o jobs, nice. Puteți să faci joburi gen miner, minezi, faci bani. Utcrator, tai lemne, faci bani. Digger, sapi, faci bani. Ați înțeles ideea că fiecare job are o anumită... Are anumite sarcini și primești bani dacă le îndeplinești. Și dăm și noi un RTP. Warp RTP, fuck, nu merge așa. Și dăm pe butonul ăsta. Să moară Jacksana, Balana, Babana, rămas spawnat Pirza 1, dar are 7 spawnere aici. Trăiți ar familie și eu. Deci m-au spawnat la 1, dar are 10.000 de spawnere. Și nu știu cum se iese de aici, pot să-ți fac măcar. Nice. Ups. Să-i punem gardulețul înapoi, să-l facem urât pe aici. Bă, ăsta nu e ceva warp mânca. Nu, nu, uite, a ircat sau unui tip aici. E, dacă văd, uite, aveți una din astea cred că e protecția anti-grave, cel mai probabil spongiu. E protecția anti-PVP și dacă se spawnează unul la voi la RTP aveți asta și poate să încerce să dea în voi până mâine că nu o să se întâmple absolut nimic. No, bun, asta este Survival, nu știți ce trebuie să faceți, nu trebuie să vă explic eu, vă prezint ce e mai diferit pe server. Ca așa știți și voi ce e Survival, uite și ce este PvP, știți, doar că eu să vi-l prezint. Bă, da, văd că pe toate insule, pe toate modurile de joc primiți vot creator de astea, gen să primiți iteme. Și astea le deschideți tot așa, la un warp crates. Uite, crate un... No, fac. Mă rog, o să deschid și eu un... interesant, deci cu vot crate-urile primiți alte crate-uri de la... Adică primiți crate-uri de-astea de lângă. Hai mă, dă-mi una. Uite, crate 2 am primit, deci am primit o cheie pentru crate 2. Și la crate 2 mă duc și deschid unde îmi dă iteme, asta e super tare. Uite, am primit 3 de la fiecare de la owner ca să... Dar animația asta putea să dureze mai puțin, sincer. Uite, am primit un tonus 3, nice. Crate 3, la fel. O grămadă de iteme și în crate 3 și crate 4 bănuiesc este cel mai OP și crate 1 cel mai puțin OP. Este crate 1. Sabia să moară de asta, nu mă joc numai aici, stai pe PvP. Îmi plac chestiile astea, că poți să primești iteme gratis, gen fără să bagi bani în server, că multe server din ce am văzut cam pe asta se bazează. Am primit 2 crate 1. Asta nu prea îmi place, că la crate 1 bănuiesc să ai iteme mai slabe, aici la fel putem da rank up. Și am văzut o chestie, Warp Premium Shop. Aș vrea să merg până aici, pentru că aici bănuiesc că sunt astea cu creditele pe care le facem în... Deci sunt aceleași comenzi, kit ultra, sunt curios aici, kit ultra ce ne dă. A, cam la fel ce ne dădea și pe... cum se numește? Pe Skyblock. Deci foarte tare, chiar foarte, foarte tare chestia asta, că poți să faci o grămadă de iteme bune. Deci ați văzut câte iteme bune am făcut eu rost, gen din câteva crate-uri și ține puțin și de noroc, dar totuși, și dacă ai primit cel mai slab item, tot e ceva gratis. Asta este mapa, mi-am dat fleca să o vedeți și voi cum arată, destul de multe insule și pe fiecare insulă se găsesc semne unde găsiți iteme gratis, sau aici infernul. Deci cam toate biomurile le găsim pe aici de insule. Mapa originală cred că n-am mai văzut-o nicăieri până acum, cel puțin, mă rog, chestia cu baie-muri am mai văzut-o, dar gen design-ul e trecut, înțelegeți voi. Văd că multe sunt cu zăpadă, gen chiar în temă, cum e pe Fortnite, gen s-a făcut, să pusese atunci zăpadă pe toată harta, așa, câte puțin pe fiecare. Asta mi se pare interesant, dar știți ce m-am gândit eu odată, adică acum pe moment, mai bine zis, să se facă chestii gen cu poveste pe servere, nu gameplay cu poveste, gen... Ce se întâmplă pe server? Cum e pe Fortnite? Chestia asta pe Fortnite îmi place cel mai mult. Să fie o poveste pe server, gen. Ca așa ar stăni curiozitatea, gen. Update-urile care se fac pe un server să fie bazate pe poveste. Gen, să ai un, nu știu. Gen cum e pe Fortnite, nu știu, pe Fortnite mi se pare așa, gen totul cu o poveste. Cum a fost cu Kevin, cum e acum, sunt iar 7000 de întrebări cu Kevin, cum a fost cu racheta. Și o grămadă de chestii, gen se tot făceau update-uri pe joc și erau o grămadă de spele. Așa cred eu că s-ar putea face și pe Minecraft, gen să ai un design specific pe tot serverul și că să modifici pe bază de poveste. De exemplu, să fie un cub Kevin, cum era pe Fortnite, să rămâți de pe secțiune pe secțiune și când apare pe ultima secțiune se întâmplă ceva, nu știu, asta mi s-ar părea interesant. Astea sunt și creadele pe care le puteți lua făcând rank up, mă rog, hai să dăm hub. Ați înțeles voi, Factions sunt, nu prea se mai joacă lumea. Factions. Cel puțin nu aici pe server, mă rog, știți despre ce e vorba, bănuiesc că avem și aici shop-uri și warp food, PvP, top-uri, enchant. Nu o să vă stau să vă uite, avem și aici un vote key. Hai să deschidem repede, să vedem ce aș fi primit, ar fi ca jucător de Factions. Sigur, niște sapling-uri nu erau bine primite, dar asta este partea a doua. Uite, warborder-ul, cam cât este de mare. Avem acces la un RTP care m-a dat în ceruri. Gata, am revenit cu picioarele pe... stai că m-am cam buguit aici în ceruri. Unfly. Da, așa, perfect. Vă cred este o mapă custom, generarea lumii este custom, nu este o mapă default pe care o știm voi, cel puțin așa apare. Custom, pentru că Minecraft-ul default nu se spawnează așa cu aici un grâu, o frunză, da, e un generate de hartă custom, din câte puteți vedea. Astea sunt villageri. Wow, cred că are dungeon-uri custom. Cred că are dungeon-uri custom Factions-ul. Pe Survival am dat arăt, mi se pare că nu era așa, nu? Dar pe Factions cred că sunt dungeon-uri custom. Uite, am găsit mâncare pe aici. Și cred că dacă ar sta să mai caut, găsesc mai multe chestii. Ok, nu o să insist pe chestia asta, ați înțeles voi despre... Ai fost norocos și ai primit kit special. Cum? A fost norocos și a primit kit special. A fost norocos și a primit 4 mereu pe... Ia auzi-l mă pe Cristi ăsta. Pe Cristi ăsta unde e? Că vreau și eu să primesc. A intrat așa pe server și a primit, bă, vreau și eu. Mă rog. Dăm un hub Assassins. Mie game-ul ăsta e chiar interesant, dar nu știu de ce nu-l joacă lumea, că mie, eu cel puțin când mă jucam Minecraft, era unul dintre minigame-urile mele preferate. Poate multă lume nu știe despre ce e vorba, uite aici că putem să facem un fel de backpack, uite, vot, create și divers, ia să deschid un divers aici. Doamne ajută! A, nemernici au votat, mă, de-aia au primit, uite, gold dying got, aici gold e foarte valoros. Cât am primit. Trocura în capuri aici. Sincer să fiu, nu mai mi-aduc bine aminte cum era minigame-ul, dar din ce mi-aduc eu aminte... Ia să mergem cu Fly să văd dacă e așa cum mi-aduc eu aminte. Bă, Cristi, da să mă împace, nu veni după mine. Da, exact mi-aduc aminte. Deci sunt chesturi pe care le lutăm și ne dau diferite minereuri. Deci pe toată harta asta sunt diferite chesturi pe care dați click dreapta. Mă rog, puteți odată la... Uite, se restează la 10 minute un cufăr. 9 minute, mă rog. Fiecare, pe fiecare item, dând click dreapta, primiți diferite minereuri. Și e și chestii de PvP. Eu dacă mă bat, mi se pare că nu le pierd, nu? Chiar aș vrea. Ia stai că îmi dau kill. Kill GeoStyle. Ok, eu nu-mi pierd itemele astea dacă mor, dar fac și kill-uri. Și pe, mă rog, îți face niște statistici interesante. Și pe baza acestor iteme asta nu mai știu, nu știu exact cum. Nu mai știu exact cum, asta e problema. Pe baza acestor iteme știu că erau niște villager de ăștia sau ceva, prin care puteai să cumperi diferite iteme, dacă nu mă înșel eu. Ia să vedem, avem un warp ceva. Warp bounty, create, enchant, TV. Uite, warp shop, hai să mergem la warp shop, că bănuiesc. Uite, exact ce ziceam. Și cu fiecare, cu itemele astea vă puteți face rost de iteme mai bune. Și tot așa până vă faceți o armură decentă și faceți cât mai multe kill-uri. Aici obiectivul e să faceți cât mai multe kill-uri cu armurile pe care le faceți. Voi găsiți chest-uri random, dați click dreapta pe ele și primiți un anumit loot, mai bine zis. Minigame-ul ăsta chiar îmi plăcea foarte. Dar cu click dreapta am primit o grămadă de iteme. Chiar îmi plăcea super mult minigame-ul ăsta și vi-l recomand dacă sunteți jucători de Minecraft. Eu nu prea mă mai joc Minecraft, ce-i drept, dar vă recomand super mult minigame-ul ăsta, că mie sincer îmi place foarte mult. No, bun, ce mai avem noi aici? Prison. Minigame-ul te dă într-o... Gen, ieși la pușcărie și obiectivul tău e să ieși. Cum ieși de la pușcărie, bine, tot avansezi în mine. Eu ca fiind de început, am warp-a. Eu aici trebuie să minez, știți despre ce este vorba, minăm. Facem o grămadă de chestii și le vindem. Uite, avem aici un click pentru a vinde tot. Eu fac bani și dau rank up. Uite, îmi zice și de câți bani mai am nevoie ca să dau rank up. Și minez aici până îmi vine rău și dau și fac banii respectiv și dau rank up. E un minigame interesant, ăsta e gen minigame de la chill. Dacă vrei să pui o muzică pe fundal și să asculti așa melodia respectivă și să te joci, e minigame-ul perfect. Nu e nimic de tryhard aici. Dacă vrei că e warp PvP, dacă vrei să chiar să dai tryhard, dar mă rog. Uite, avem mai un warp ce de așa, în funcție de câți bani avem, dăm rank up, warp daily, info. A, tot la fel cu voturi, cu nebunii de-astea și bănuiesc că avem ceva warp create-uri și pe aici, warp angelic, what the fuck, angelic. Bă, nu știu dacă toată lumea are acces la chestiile astea, adică... Sigur nu toată lumea are acces la chestiile astea, la aceste insule. Sigur, asta nu știu, cred că faptul că am eu grad sau cei care vor dona vor avea sigur acces aici. Pentru că voi vedeți că pot să dau rank up până îmi vine rău acum. Rank up. Cel mai probabil am, gen, nu știu. Dar am făcut, face aici la ban dacă ajungi pe asta, nu știu cum se ajunge, nu cred că toată lumea are acces, ar fi ciudat să aibă toată lumea acces, dar nu știu exact ce grade au acces aici, dar m-a luat cu transpirație puțin când mă uit câți bani faci. Dar sunt lucrul ăsta, mai erau niște de-astea, pe lângă Angelic. Elitist. Aici e și mai super wow sau? Cine are acces la Warp, Angelic și Elitist? Sunt chiar curios cine are acces la așa ceva. Că asta mi se pare OP. Dar adică donatorii. Adică donatorii? Chiar sunt curios sau ceva genul ăsta. Gen cine are acces aici. Paolo, crezi bani faci din astea două, mâncața și... Mai avem un coin flip, stai că m-a luat așa puțin cu palpitații. Drops, bă, ce facem mă pe aici? Jucăm roleplay cu drops, cu d-ăștia. Manevră, stie mă să vadă cine se duce la drogalăi. Stie mă să vedem cine se duce la drogalăi aici. Ia uite păcănele. Mă rog, Prison, mare pare că știți despre ce este vorba. V-am prezentat aici puțin serverul, la fel avem astea cu voturi, pentru că orică votați primiți global. Ce este asta? Mis. Prison, mai avem și Creative, unde creativitatea este... Mamă cât e plotul, să moară gearsana, dar nu faceți pe plotul ăsta 3 luni și 3 nopți construiți și nu umpleați voi plotul ăsta. Vă spun sincer, 3 zile și 3 nopți construiți și voi nu umpleați plotul ăsta. E dita mai plotul pe care, de care vă puteți folosi să construiți. Și ăsta e serverul, stai să văd dacă mai e ceva. Coming soon, build zone, informații, profil. Informații, Discord, Forum, Store, profil, 3 credite avem. Și vreau să văd o chestie. Poți da asta să... Nu, pa da pot. Care e cea mai mic? Să mor că pot să... 40 de credite puteți primi cel mai mult odată. Bă, cred că într-o săptămână dacă ați face 20 de credite pe zi, 7 ori 2 ar veni 140 de credite pe săptămână. Dacă vă jucați o lună, 140 ori 4, 280... 560, dacă nu mă înșel, de credite. Puteți să vă cumpărați ceva chestii, mă rog, alea cu bani mi se pare aproape imposibil, dar asta e partea a doua. Și vă recomand după ce dați vote să vă duceți imediat să le folosiți, crediturile că aparent dispar. Deci după ce ați dat vote le folosiți imediat ca să nu vă dispară. Ăsta a fost episodul ăsta și serverul. Acum spuneți voi în comentarii dacă v-a plăcut și dacă v-a plăcut acest server, scrieți ce v-a plăcut cel mai mult și ce veți juca. Dacă vreți să intrați pe server, ce vă veți juca cel mai mult pe serverul ăsta. Poate o să mai intru și eu, o să mai fac videoclipuri sau un live ceva, habar n-am. Dar vă aștept și pe voi pe server, iar eu cu voi ne auzim la următorul episod. M-am rătăcit, gata. Ok, v-am salutat. Ciao.